Neața, noi suntem doi viezoși și ne aflăm pe drumul regal din Sinaia. Urmează să urcăm până la Stâna Regală și de acolo să urcăm pe piciorul pietrei arse tocmai până sus în creasta. Asta dacă ține vremea cu noi, nu așa, Teodor? Exact, la drum! În drumul nostru către Piatra Arsă urmăm traseul Banda Albastră. Imediat după Stâna Regală este o bifurcație și noi o să continuăm aici prin acest iarbă. Aceasta este noua aplicație de la munții noștri. Momentan ne ia ceva să ne obișnuim cu ea. Văzuse mai devreme și ca și aici, acesta este căcuța de urs și de asta trebuie să faci gălăgie pe traseu ca să nu le iei pe surprindere pe Moș Martin. Am ajuns în golul alpin al Bucegilor, este ora 13, deci am făcut 3 ore până aici și aici este o băcuță faină în spatele nostru unde să luăm o mică gustare. Îi dăm puțin mai rapid către creastă. Pentru că în zare se aud tunete, se văd niște nori destul de amenințători. Mi-era dor de munte. Este un soare de toată frumusețea afară. Cred că sunt vreo 35 de grade. Nu e pic de umbră aici, în golul alpin. Jos, spatele nostru se vede Sinaia. Se văd munții Baiului și dacă te uiți atent,
Se vede chiar și cabana Piscul Câinelui din Munții Baiului. Ah, super faină zi. Și în spatele meu se vede foarte mult rododendron înflorit, ceea ce e super fain. Și sperăm noi să ajungem să trecem prin el și să-l filmăm de aproape. Avem parte și de o turmă de mioare aici pe platoul Munților Bucegi. E o vreme excelentă pentru o drumeție. Și Denisa face poze în continuu. Nu se mai oprește. De obiectiv nou. Aici, pe platou, am schimbat banda albastră pe bandă galbenă. Pentru că suntem cool. Denisa, da. Ce ți-a plăcut cel mai mult în această excursie aici, în Bucegi? Am găsit zăpadă. Ce nu ți-a plăcut? Atitudinea ta. Atitudinea mea. Ne. Tocmai ce am trecut pe sub gondola de la primăria din Sinaia, practic cota 2000 spre cota 1400. Am schimbat din nou marcajul de pe bandă galbenă, am trecut pe bandă roșie. Practic am luat toate benzile din Bucești la rând. Prima oară a fost bandă albastră, după aia bandă galbenă și acum bandă roșie. Este ora 17:10 și suntem pe drumul de vară care pe timp de iarnă aici este pârtia care coboară de la cota 2000 înspre cota 1400. Am văzut o vulpe. Am văzut-o pe doamna vulpe. Denisa. Asta a fost drumeția noastră prin Munții Bucegi. A durat în total, cred că 7 ore jumate. Am coborât la pas până la 1400 și de aici am luat gondola. Pentru că ne dureau picioarele. Pentru că nu era foame și pentru că era nasos să coborăm pe șosea pe lângă mașini. Da, un bilet la gondole este 20 de lei de persoană coborâtul sau urcat, adică de la cota 1400 la 1000. A fost o drumeție de o zi foarte faină, sperăm că v-a plăcut și vouă. Dacă... Ne-a ocolit furtuna. Și dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe.